dumneavoastră. Eu sunt Bianca Varia Lopez. Ea este colega mea, Andreea Lopez. Bună seara, iubita, ce faci? Bine, iubita, nu am văzut de o săptămână. Așteptam să vină sâmbătă, să ne reîntâlnim cu telespectatorii noștri. Da, așa este, și mie mi-a fost dor. Vreau să vă spun și vouă bună seara persoanelor care ne urmăresc în acest moment, prietenilor noștri după Facebook. Să avem și niște invitați speciali, mai exact o invitată frumoasă, mămică, totodată și artistă, pe care vreau să ne doresc, o cunoașteți mai exact și să vedem ce face ca artist, despre ce e vorba. Haideți să invităm pe Nona Șerbănescu. Hai, invita! Mă bucur că sunt alături de tine în seara asta, alături de voi. Și eu mă bucur că ți-ai făcut timp să ajung la noi, știi că ești în mămică, de-aia am vrut să spun, pentru că ai lăsat pe tăticul singur acasă cu copilașii, nu? Eu sunt o mămică feministă și am noroc că și partenerul meu este tot feminist, așa că împărțim realmente foarte bine din două taskurile. Bine așa, e bine așa. Doamna, hai să ne punem pe canapea, aici începem niște discuții cu materialele aduse de tine, da? Avem niște materiale proprii de artista Nona Șerbănescu. Hai, te rog frumos. Înainte de drumul la materiale și să vorbim, aș vrea să-mi spui cu tricoul de unde a pornit ideea. Tricoul de pe mine are o conotație simbolică. Poate știi, acum câteva zile, cred că la începutul săptămânii acesteia a murit un bărbat de culoare, George Floyd se numea, avea 46 de ani și a fost ucis de un polițist din Minnesota. A fost ucis cu genunchi, bine, știrea a făcut în conjurul lumii și au fost mari mișcări de stradă deja în America. Pentru mine am văzut filmulețul și am fost marcată, am fost foarte tare marcată și am făcut mai multe astfel de tricouri. Nu a fost ideea mea, adică tricourile au început să, imediat de a doua zi, niște basketboliști din NBA au început să poarte tricouri cu acest mesaj I can't breathe, pentru că asta este ceea ce a strigat până în ultima clipă acest om de culoare care a fost ucis cu bestialitate în plină stradă într-un polițist. Dar de ce nu l-a avut? Care a fost? Vreau să știu, poate mântul meu nu știe. De ce a fost el ucis? Și ce văd mai exact? Sincer să fiu, nu știu exact, am tot căutat pe internet, nu știu exact care era crima pentru care fusese, crima între ghilimele, da. Fusese arestat, pentru care fusese prins de către poliție, dar indiferent ce aș fi făcut, nu justifică tipul acesta de cruzime, da, și dacă cine a văzut filmulețul sau dacă vă uitați la înregistrări, pentru că circulă pe internet, este vorba de minute bune în care este sufocat acest om. La un moment dat încep cei din jur, trecătorii încep să țipe la poliție să le spună, vă rugăm, lăsați-l, că chiar moare, și pur și simplu nu se oprește, adică e și... Da, și este vorba despre eu pun această crimă pe motive rasiste. Adică mie mi se pare că este vorba despre rasism instituționalizat în ceea ce privește poliția din Statele Unite ale Americii. Evident că vorbim despre rasism instituționalizat și în România, din păcate. Și, mă rog, de aici mesajul și nevoia mea de a-l afișa public, inclusiv la voi în emisiune, mi s-a părut important să vin cu acest mesaj și să-l aducem în atenția publicului. Știu că emisiunea voastră e mai veselă în mod normal și voi sunteți așa mai funky, dar uneori unele lucruri trebuie spuse atunci când se întâmplă, pentru că altfel trec pe lângă noi și... Așa e, Nona, da, ai punctat bine. Noi suntem o emisiune de divertisment, dar pe lângă asta avem avut și avem discuții interesante pe care interesează publicul. Adică noi vrem să ne și distrăm, vrem să venim și cu informații utile. V-am mai spus asta în toate emisiunile de până acum. Vrem să vă arătăm realitatea și lucrurile care
se ascund. Eu cred că, nu știu, media la noi a fost făcut public în genul acesta? Foarte puțin. Pe internet a circulat și eu am văzut și de emisiunea lui Mircea Badea de noapte. A. Deci, da, Antena 3. Da. Relativ puțin. Probabil că incidentele care au urmat poate să fi fost mai promovate, dar nu cred. Asta e clar. Doamna, ce faci tu ca artista mai exact? Munca mea artistică este de mai multe feluri. Eu oscilez așa, atât între rolul meu de artistă, cât și cel de manager, uneori curatoare. Am mai multe activități, mai multe direcții. De care îți place cel mai mult? Care o faci cu cea mai mare plăcere? Eu sunt artistă. Asta e ceva ce, nu știu, când aveam 2-3 ani m-am hotărât că sunt artistă și lucrul ăsta nu m-a părăsit niciodată. Toate celelalte lucruri pe care le fac sunt diverse addendumuri la a fi artist. Chiar și felul în care fac management cultural, faptul că ani de zile am administrat un spațiu cultural, și acum, dar mă rog, din cauza pandemiei suntem puțin pe pol. Tot ceea ce fac are la bază un drive artistic. Deci sunt tot nevoile și interesele mele artistice cele care stau și la baza proiectelor mele de manager. Spune-mi ultimul proiect la care ai lucrat și ți-a făcut, în afară de ăsta cu bricolorii, dar te crește la toate proiecte, da? Da, sunt proiecte mai mici și mai mari, exact. Da. Uneori, cum este asta cu tricou, este pur și simplu un mesaj, da, este o alegere de a transmite un mesaj, cine înțelege bine, cine nu, adică uneori lucrurile pur și simplu sunt la nivel de intenție, de gest, dacă vrei gest în spațiu public, mergi pe stradă cu un mesaj, atunci alegi să fii văzut așa, dar, mă rog, dacă vorbim despre un proiect, cel mai nou proiect al meu, dar nu e al meu, este al nostru, suntem mai multe artiste. Poți să spui, dacă vrei, poți să spui și numele echipa. Suntem 14 artiste, nu o să le spun numele tuturor, că ne ia toată noaptea, dar suntem 14 artiste care împreună am fondat un colectiv, o colectivă care se numește Locomotive, Sororitatea Locomotive, și am avut deja lansarea pe 15, pe noaptea dinspre 14 spre 15. Da, da, știu, a fost și Raluca Ilaria, da. A avut pe YouTube ceva, nu? Da. Gata, știu. Exact. Și suntem mai multe artiste, printre care și Raluca. Am avut un filmuleț, am făcut un filmuleț fiecare, deci câte un minut fiecare, pe care l-am montat împreună într-o lucrare artistică de 14 minute cu... 14 instanțe ale răspunsului fiecăruia dintre noi la tema libertate, egalitate, sororite. Foarte, foarte, e bine. Ideea este că, uite, o să dăm drumul la filmuleț și o să te rog frumos să ne spui care este ideea filmului, să ne spui tu despre ce e vorba. Eu am ales câteva dintre... Început să spun că eu ca artistă am mai multe direcții în care... Mă rog, în care operez. Una dintre ele și cea pe care am ales să vă aduc astăzi este cea, dacă vrea, artistului social, artistei sociale sau politice. Inclusiv demersurile mele de artă feministă sunt încadrate tot acolo, adică tot în nevoia de a folosi arta sau de a alege subiectele artistice, cele care vorbesc cel mai mult despre oameni și nevoile și despre realitate. Da, evident, fiecare dintre noi percepem realitatea diferit. Adică, uneori, realitățile noastre nu converg întotdeauna. Realitatea unui milionar nu va fi aceeași cu realitatea unei persoane albe, middle class, nu va fi aceeași cu realitatea unei persoane de etnie romă. În cazul persoanei de etnie romă, poate, nu știu, trăiește în Ferentari sau în Harlem, în cazul în care vorbim despre America, sau, mă rog, eu știu ce... loc în care viața este mult mai dificilă și atunci, de fapt, niciodată nu avem aceeași perspectivă. Nici eu nu pot să am aceeași perspectivă, pentru că totuși sunt o albă privilegiată. Am avut acces la educație, am avut acces la tot ceea ce înseamnă infrastructura de care copiii au nevoie, copiii din middle class se bucură, dar cu toate astea am ales de ceva timp să
operez în zona asta a, să zicem, a categoriilor vulnerabile, a persoanelor care nu întotdeauna se pot autoreprezenta. Mi-ar plăcea foarte mult ca din ce mai multe persoane să se poată autoreprezenta prin artă. Și aici, ca manager cultural, lucrez în zona asta, încerc să lucrez cu copii din zone defavorizate și așa mai departe, pentru a le oferi acestora mijloace și instrumente ca pe viitor să se poată autoreprezenta. Foarte frumos, foarte frumos, Nona. Spune-ne, adică vreau să știți că Nona, pe lângă că este artist, este și activist, adică luptă pentru feminist, feminitate, da? Feminismul și feminitatea pot fi antagonice. În ceea ce mă, adică uneori sunt folosite ca cam fațetele ale aceleași monede. Dar înțeles că e același. Nu este, nu, uite, feminitatea este un apanaj al femeii, așa cum este înțeleasă femeia la modul conservator. Adică inclusiv femeile care luptă pentru coaliția, pentru familie, luptă pentru feminitate. Înțelegi? Și atunci, deși, evident că și feministele pot să fie feminine, dar nu ieșim în față cu feminitatea noastră, pentru că uneori feminitatea este gata preluată de curentul ăsta conservator, în care femeia trebuie să fie frumoasă, cu minte, gingașă, ca o floare, să nu atingă nimic. Păi ce floare, mă, când, să zicem, nu știu, sunt femei care mătură străzile, sunt femei care se duc și fac mânci grele, ce floare, despre ce flori vorbim? Din nou este vorba de această, cum să spun, felul în care percep lucrurile sunt date de locul în care te situezi în societate. Sigur că dacă ești o femeie întreținută de soț, cu tot ce trebuie, cu bani, cu mașină, cu așa, normal că vei avea o vedere din asta edulcorată asupra feminității și o vei vedea ca o chestie gingașă și minunată. O femeie săracă, o femeie din eu știu, simplă. O femeie simplă are cu totul altă viziune asupra feminității. Așa este, Nona. Spune-ne cum ți-a venit ideea despre acest video? Cum să numesc? Care e titlul acest video? Filmul, acest video face parte dintr-o serie. Am avut o expoziție în 2014, dacă nu mă înșel, da. Și sunt niște munci, sunt o serie de 4 filmulețe, parcă, da, în care în fiecare o persoană de etnie romă mi-a dat voie să merg cu camera cu ea sau cu el și am filmat munca acelei persoane. Sunt munci foarte grele, sunt munci istovitoare și invizibile, pe care oamenii nu le văd, românii nu le văd. E foarte ușor acest discurs permanent al românilor, țiganii nu muncesc. Țiganii nu vor să muncească, să se ducă la muncă dacă vor bani, să se ducă la muncă. Fură și dă în cap. Adevărul este că, de fapt, adevărul e acolo. Uitați, munca unei persoane de etnie romă, un om care muncește, cum să spun, mai mult decât muncește un român, cu mai puține beneficii, fără carte de muncă sau cu carte de muncă, dar fără concedii și așa mai departe. Întâmplarea face pe respectivul domn care era în filmuleț, mi-este prieten bun, îi cunosc foarte bine situația, lucra în bloc unde locuiam eu și, mă rog, am fost prieten foarte bun. Foarte frumos. Sunt undeva pe internet clipurile astea, poate să-mi vadă din lumea clipurile astea? Nu, bine, am zis doar voi. Sunt diverse proiectele mele mai vechi. Aici, de exemplu, e o altă, mă rog, altă preocupare a mea a fost, eu am locuit în zona Gării de Nord, aici, în zona unde se și întâmplă această filmare. Și o altă preocupare a mea a fost cu privire la patrimoniul industrial construit din zona Hala Matac. Uitați, aici sunt diverse documentări ale mele cu privire la dărâmarea abuzivă a Halei Matac. Uitați cum este ținută toată zona asta, mă rog. Da, ce înseamnă? Tu ai fost acolo ca să filmez, să documentez, filme, exact, da. Am și făcut diverse proiecte ulterior, dar nu v-am adus tot. Am pus așa ceva, să vedeți cam ce mă preocupă. Iar acum este o altă direcție a mea de lucru. Ce m-am pus cumva cele trei direcții importante în care operez. Cea cu, în legătură cu persoanele din categorii vulnerabile, mai mult ca manager și mai puțin ca artist. Ăla a fost singurul proiect artistic. Cea cu documentarea problemelor din zona Hala Matake, dar nu numai, ce înseamnă patrimoniu construit, la fel, o altă preocupare.
Și probabil că cea mai importantă direcție în care am operat până acum artistic este cea în legătură cu războiul din Siria și cu tot ceea ce înseamnă la nivel politic, social, economic, acest război și cum a afectat el Europa și nu numai Europa, în primul rând oamenii care sunt din Siria, eu sunt pe jumătate siriancă sau și nu știu cum să zic exact. Și atunci de aici poate că nevoia de a vorbi foarte mult despre asta. Imaginele de acum de pe ecran sunt din un performance din 2016, la Simeza, la Arta la Fereastră. Am scris pe mine cifrele morților, persoanelor torturate, persoanelor... Tu ești cea din Și, mă rog, am făcut un performance, am stat acolo în vitrină cu aceste mesaje și oamenii care au trecut pur și simplu stăteau. Bine, e un mic montaj, a fost adorat mai mult. Alecționat lumea? Da, au stat, unii treceau așa cum vedeți, dar în spatele camerei era o mulțime de 30-40 oameni. Ai vorbit cu oamenii care te-au abordat, oamenii după momentul acesta, băi, foarte tare, ce... Când am dat o televiziune și când am vorbit cu ei despre ce se întâmplă în Siria și despre conflictul de acolo, nu știu dacă au ales să mai difuzeze sau nu material, că li s-a părut trist. Tot ce înseamnă televiziunea din România nu acoperă sub nicio formă nimic din ce s-a întâmplat, deci e vorba de 8 ani de război și nimic nu ajunge la noi. Dacă intri pe CNN sau pe le găsești, poți să te informezi, evident, dar românii nu sunt informați deloc. În momentul ăla tocmai a fost loc o nouă deflagrație acolo, mă rog, muriseră mulți copii și atunci cumva am avut drive-ul ăsta atunci în anul respectiv. În anul 2017 am făcut un festival, Bucare Star Trek, pe care l-am organizat timp de 4 ani, am dedicat în întregime probleme Siriei, s-a numit War Correspondence și am avut mai mult de 16 artiști sirieni invitați la București, unii dintre ei au venit în persoană, dar am adus lucrările de la 16 artiști sirieni care trăiesc în fel de fel de țări ale lumii. Și a fost un proiect foarte amplu la care am avut o participare incredibilă din partea comunității de sirieni din România, mulți refugiați, mulți... Ce mai să mai întreb? Schimbăm puțin registru. Sunt sigur că e multe de vorbit despre ce faci tu în momentul ăsta și ai făcut cu videourile astea. E foarte important. Însă vreau să mai abordăm un subiect foarte important legat de feminism, da? Și să vă spunem că... Femeile până mai acum ceva timp, nu foarte mult timp, au fost destul de neîndreptățite și n-au avut ce, în sensul că n-au avut legile care, cum le aveau bărbații acum 100 de ani, adică decât acum 100 de ani femeile nu puteau să-și cumpere nu puteau să aibă o locuință, era intenționat, dar sper că știe mai bine. Da, diverse drepturi de care noi acum ne bucurăm și pe care le avem în mod egal, să zicem, cu bărbații, sunt achiziții relativ noi în istoria omenirii. Adică inclusiv dreptul de proprietate, cred că la asta te referi. Da, la dreptul de proprietate a fost obținut relativ de curând, în urma unor cereri ale feministelor din întreaga lume. Și la fel dreptul la vot. O să vă spun, nu știu exact datele, ani, dar vreau să spun că în Elveția, în unele cantoane, știți că la ei au legi diferite pe cantoane, până, cred că, da, să nu spun o prostie, dar 1980 sau 1978, 80, ceva de genul ăsta, adică oricum, foarte, da, încă femeile nu aveau voie să voteze, deci vorbim despre epoca noastră. Exact. Deci lucrurile... Unele lucruri par a fi de la sine înțelese, pare că nu mai este nevoie de feminism. Uneori chiar suntem acuzate, dar ce vă mai trebuie că aveți de toate, aveți drepturi egale? Adevărul este că drepturi egale aproape că avem. Problema este aproape, pentru că în realitate în unele țări, unele legi nu sunt realmente echitabile. Problema este că, de fapt, la nivel societal, deci la nivel de societate, lucrurile nu sunt echitabile și femeile, de fapt, nu au acces la aceleași resurse la care au bărbați. Așa cum etnicii romi nu au acces la aceleași resurse la care au majoritarii, să zicem, români în România și așa mai departe. Astea sunt realități cu care ne confruntăm și pe care trebuie să le... cumva să le acceptăm ca fiind reale, ca să le putem schimba. Pentru că dacă le ascundem sub preș,
nu le vom schimba niciodată. Așa este, Luna. Spune-mi, în momentul de față, feministele au probleme de discriminare, mai ales, au probleme de minința asta, adică li se interzice anumite, cum ar fi să lucrezi ca profesor, eu știu, la facultăți. Spune-mi tu, că știu că a fost o discuție cu tema asta unde am participat, însă momentul ăsta nu-mi vine toată, știu ceva că a fost vorba de profesori, cum putea să devină profesorie. Este vorba de, da, foarte concret, este vorba de Facultatea de Arte Plastice, Universitatea de Arte București, unde nu există nicio femeie la Catedra de Pictură. Catedra de Pictură este considerată cea mai veche, cea mai importantă, să zicem, na, poate nu cea mai importantă, dar cu siguranță este prima catedră a facultății, deci este primordială și a fost tot timpul rezervată genului masculin. Evident că vă dați seama că nu poate fi vorba nici de vreo persoană non-binară sau de vreo persoană. Este exclusiv masculină. Da, și asta e o problemă. Eu cred că și femeile și părinții ar trebui să fie egale. Ar trebui să fim egale în toate drepturile. Cred că Dumnezeu ne-a dat la toți două mâini, două picioare, adică nu le-a dat la băieții două creiere și la femei jumate de creier. Deci asta nu e relevant și dacă chiar așa este, tu mi-ai spus că așa este, că sunt doar bărbați, atunci e o problemă. Din păcate, și... de 150 de ani. Situația este asta de 150 de ani, deci... Poate reușim să schimbăm noi ceva aici. 155. Da, să sperăm. Am avut un proiect anul trecut în care ne-am implicat mai multe artiste. Acela a fost un proiect al meu, a mai existat un alt proiect al Fetei Popovici mai de mult. Au tot fost diverse semnale din astea din partea mediului artistic, cum că asta este o realitate care nu trebuie să aibă loc, nu trebuie să se întâmple așa. Așa este. Spune-mă, vorbim că tu ești o artistă și aș vrea să știu, pictezi? Pictez. Deci, expui undeva? În momentul ăsta, ultimele mele expoziții au fost performance, video, lucruri de genul ăsta, instalații. Online, da, inclusiv online, dar pregăteam o expoziție pentru anul ăsta. Sper să aibă loc acum cu pandemia, nu mai știu ce o să mai fie. Eu sper să reușesc să o termin, o personală, până la sfârșitul anului. Am și un proiect foarte ambițios în legătură cu non-binaritatea, este o căutare a androginului, deci cumva afinitatea noastră are un substrat. Vreau să-mi spui dacă ai un mesaj pentru feministele care se uită la noi și totodată pentru bărbați. Pentru că am dezbătut subiectul ăsta și vreau să le dăm un mesaj. Eu cred că toate femeile sunt feministe în sufletul lor, chiar și cele care neagă sau și cele care au ales să meargă pe celălalt drum. Eu cred că toate suntem feministe într-o măsură mai mică sau mai puțin, cum să spun, acceptată, înțeleasă, conștientizată. Dar cred că oricare femeie simte sau resimte presiunea socială asupra ei. Că unele aleg să lupte împotriva acestei presiuni și să încerce să miște lucrurile pentru generațiile ce vin, altele poate pur și simplu aleg să-și trăiască viața cât de ușor pot ele în condițiile date. Cu siguranță pentru noi este mai ușor decât a fost pentru părinții noștri, pentru mamele noastre, pentru bunicile noastre, de la generație la generație ne e mai ușor. Dar lupta nu trebuie să se oprească, iar pentru bărbații care ne urmăresc și care cochetează cu ideea de feminism, vreau să le spun că un bărbat feminist este cu atât mai valoros pentru lupta femeilor, pentru că indică faptul că această luptă este reală și avem mare nevoie de aliați în rândul bărbaților și evident și în rândul comunității LGBT plus, pentru că de fapt lucrurile sunt întotdeauna intersecționale și sunt foarte legate, adică lupta noastră este și lupta voastră, de fapt. Despre asta avem o singură luptă pe care toți trebuie să participăm, măcar nu ne pune stop dacă nu participați și înțelegeți ce vreau să zic. Mama, tu ești și eu mamă, vreau să intru și acolo puțin, ai doi copii frumoși. Da, mulțumesc. Cum e să fii mamă și artistă în același timp? Măi, eu sunt, așa cum am început, așa o să și termin, sunt o artistă privilegiată și sunt o femeie privilegiată prin faptul că am un partener feminist, realmente. El nu se manifestă atât de mult în spațiu public cu asta, adică nu iese cu povestea asta în față, dar cel mai important este că nu zice, dar face ceea ce trebuie să facă un feminist, și anume
să mă susțină 100%, să mă lase pe mine să ies în față, ceea ce foarte puțin bărbați fac, și să mă lase pe mine să strălucesc. Niciodată nu m-a întrebat de ce faci ceva, nu faci asta. Tot timpul când am putut să fac ceva, m-a încurajat, du-te, fă, fii tu însă-ți. Și mai mult decât asta, și poate cel mai important, este că de câte ori eu am nevoie să plec, să fac lucruri, el alege să stea cu copiii și să aibă grijă de ei. Și nu a fost niciodată că e ca o datorie a mea pe care el o preia, pur și simplu copiii sunt ai noștri, creștem împreună, noi nu suntem căsătoriți, noi suntem familia tradițională, netradițională. Nu, dar tu ai luat un câștigător, ce da. Să mai lasă, exact. Că asta e, că asta da. Spuneam și înainte de emisiune. Exact, eu am câștigat la... am pierdut pe multe planuri, dar pe ăsta am câștigat. Da. Și așa cumva reușim împreună să creștem copiii și să ne vedem fiecare cât putem de carierele noastre artistice. De munca noastră. Nu, dacă mai ai ceva de spus, pentru că noi vrem să trecem la un alt nivel, vrem să distrăm puțin, acum am povestit acum cu Nona. Acum trebuie să ne mai și destindem, exact, nu? Exact, ne destindem. Bun, am revenit cu un moment artistic, dar înainte de a vă arăta momentul artistic și invitații pe care o să-i avem. Invitatele, așa este. Spune-ne, iubita, cum este vremea în București? Vremea este, văd că azi dimineața a fost frumos, de făceai plajă și acum a început cu ploaie. Nu uite cum vremea acasă, pentru cei care se depășesc. Da. Vreau să invităm în continuare pe Norvina și pe Iani să ne încânte cu un moment artistic. Haideți să îi vedem și să-i ascultăm în același timp. I'm gonna go.
Mulțumim, fetele! Mulțumim, dați-mi și noi pe voi! Ce faceți? Foarte bine! Bine ați venit! Suntem aici! Mă bucur! Bine ați venit la Două Buze Negre! Mă bucur că ne-ați încântat cu spectacolul, dar vreau să vedem și mai încolo, să ne dați mai mult, ne-ați dat puțin. Așa pentru început a fost suficient ca să activăm, știi? Exact. Ok, o să vă rog să vă ajutați să vă trageți sufletul. Bun. În continuare o să dezbatem un subiect de actualitate, în care ne confruntăm de zi cu zi. Bine, în momentul ăsta nu prea ne confruntăm pentru că școlile sunt închise, însă o avem în seara asta invitată online, nimeni decât alta, Cezara David. Bună seara, ne auzim? Bună! Da, vă aud. Mulțumesc frumos de invitație, mă bucur mult că sunteți cu voi. Așa, ce faci? Cum e? Cum îți petrești carantina? Lipsa asta așa de contact uman și de neieșit cu prietenii mi-e destul de greu. Cezara, aș vrea să te prezint, să știe publicul cine ești și cu ce te ocupi tu. Da, sigur. Cezara David, mă numesc, lucrez la Centrul de Resurse Juridice. Este o organizație neguvernamentală din București care se ocupă de drepturile omului. De fapt, să avem instituții care să ne garanteze tuturor drepturi și acces egal la justiție. Înainte de asta am lucrat foarte mulți ani de zile la Romanicris, o organizație de rom. Iar aici, la CRJ, mă ocup de tot ce înseamnă proiecte de nediscriminare. Inclusiv, după cum ai deja mai prezentat tu, o să vorbim despre educație și ce înseamnă educație fără discriminare, dacă avem așa ceva în România și sunt închise, dar dacă ne gândim la toți copiii săraci în România care nu au acces la tabletă, la un smartphone, la internet pentru a putea să facă aceste cursuri online, deja înseamnă o grămadă de copii care de fapt nu au cum să facă școală. Așa este. Spune-ne, din opinia ta, crezi că a evoluat puțin învățământul, educația în România, condițiile totodată în România, școlile românești? Cum era în 1990, cu Revoluție. Pot doar să vă spun, de exemplu, că în 2003 este anul în care a fost documentat și am aflat de primul caz în segregare școlară din România. Și asta s-a întâmplat de foarte mult timp. Segregare școlară se referă la copiii rom care sunt puși separat, fie într-o altă clasă decât copiii nerom, fie într-o altă școală, fie chiar și în școli speciale, adică în școli care ar fi pentru copii cu dizabilități intelectuale, da. Doar pentru că sunt rom. Și segregarea este, conform definițiilor, la nivel european, cea mai gravă formă de segregare, de discriminare. Cer scuze asta pentru că dacă înveți într-o școală segregată, ai șanse foarte mici să poți să-ți continui educația după clasa 8-a, ai o calitate a educației mult mai slabă, posibil să nu ai profesori care să-ți vină la ore, încă faptul că nu ai deloc o diversitate. Și atunci o să ne trezim în situația în care suntem acum, de exemplu, în care ai un copil din doi la România, unul din doi, aproape, care cresc în sărăcie, ceea ce înseamnă că au probleme cu ce să mănânce, iar în cazul copiilor rom, ai 9 copii din 10 care trăiesc în sărăcie, adică nu au ce să mănânce. Și atunci școala devine un lux. Și atunci ne întrebăm de ce toată populația României, la un dat, are o problemă de sărăcie sau trebuie să plece din țară sau oriunde au șanse de a se angaja. Cezara, unde crezi că e problema din punctul tău de vedere legat de romi? Asta e clar, cred că și partea financiară, nu știu, părerea ta care este? Unde crezi că e problema? De ce nu merg lucrurile cum ar trebui? Noi discriminăm doar pe bază de sărăcie, adică pe cei sărați, pe cei din rural, pe cei care nu au mijloace materiale. Dar de fapt,
toate cercetările ne spun că discriminăm pe mai multe criterii. Adică, practic, nu vrem să avem de-a face cu cei care nu ne plac. Și în România nu ne plac destul de mulți. Adică, pe lângă romi, nu ne plac nici copiii cu dizabilități, de exemplu. Nici jumătate dintre, mai multe, aproape jumătate dintre copiii cu dizabilități, de exemplu, nu merg deloc la școală. Și asta pentru că nu sunt școlile pregătite pentru a-i primi la ei sau pentru că sunt părinții copiilor fără dizabilități care nu vor să aibă astfel de copii în clasa copiilor lor. Dacă vorbim despre tinerii, elevii care sunt LGBT, homosexual, lesbiene, bisexual, transgender, pe lângă faptul sunt foarte puține informații despre ce se întâmplă cu acești tineri, cele mai recente, inclusiv cea cercetarea pe care am făcut-o noi, ne arată că peste 70% dintre copiii LGBT nu se simt în siguranță la școală. Și nici nu-i de mirare, pentru că unul dintre doi elevi care sunt sexuali au declarat că n-ar vrea să aibă vreodată un copil, un coleg homosexual și unul dintre ei n-ar vrea să aibă o colegă lesbiană. De asemenea, n-aș fi de acord nici să aibă un profesor care este homosexual sau o profesoară lesbiană. Da, așa este. Și de copii din alte minorități sau chiar și fetele au o problemă la școală pentru că sunt fete și pentru că noi învățăm în continuare că trebuie să fii într-un fel dacă ești fată și ai voie și poți să faci anumite mese, de exemplu, trebuie să fii în alt fel dacă ești băiat și poți să aștepți anumite meserilor dacă ești băiat. Principala problemă este pentru că după ce ne-am uitat în ultimii 4 ani de zile, ce spun manualele, ce spun programele școlare. Principala problemă este că, de fapt, noi nu avem o educație care să încurajeze diversitatea. De fapt, să o recunoască, pentru că există o diversitate deja extrem de mare în România. Manualele noastre nu ne spun. Nu ne spun de eroi femei, prea multe nu ne spun de eroi sau de personaje din istorie rome, maghiare, evrei, foarte mulți. Noi nu aflăm câți dintre noi știu că am avut o robie de 500 de ani de zile aproape în țările astea. Singura țară din partea asta a Europei care a avut sclavie. Și apar în cea mai lungă sclavie din istoria lumii. Cât știm? Că știm că am avut holocaust. Și asta că vorbim de elevi, dar ne uităm apoi la ce spun adulții, să spun. Avem cifre între 20% și 40% din populația României, toată populația României, care nu ar vrea să lucreze cu un om, cu o persoană LGBT, deci cineva cu dizabilități, care nu ar vrea să aibă coleg, care nu ar vrea să aibă vecin. Și mai grav este că avem aceleași răspunsuri și din partea cadrelor didactice, și avem aceleași răspunsuri inclusiv din partea tinerilor. Sunt două sondaje făcute în ultimii ani, care arată că și tinerii, cei pe care îi credeam că ar gândi altfel, au exact aceeași gândire precum adulți în România. Și atunci, da, avem o mare problemă, educația. Da, ce țara? Pe o parte nu ne învață despre noi toți, pe altă parte nu ne sau pe noi să ne simțim. Ce țara bune? Bine. Și să ne dăm seama că nu suntem singuri sau altfel decât ceilalți. Suntem toți în cazul meu, mai sunt copii, elevi. Așa este. Spune-ne, dacă avem probleme de discriminare în școală, studenții în principiu, cum ați putea voi să-i ajutați ca instituție sau ca, nu știu, spune-ne puțin. Avem mai multe legi și ordine care ne protejează împotriva discriminării, atât ca adulți, cât și dacă suntem copii, adevărat în cazul copiilor, ar trebui să se sesizeze fie părinții sau sunt cei care pot acționa numele lor, fie direct școala, care didactice care pot deziza un caz de discriminare. Sau de segregare școlară, cum spuneam, care sunt formă întreabă de discriminare. Se pute pune plângeri direct la porțiunea ta pentru combaterea discriminării, se pot depune plângeri direct la un director de școală sau la institutul școlar județean. Iar noi, ca organizație, putem ajuta cu depunerea acestor plângeri, cu documentarea cazurilor și cu depunerea plângerilor pentru voi. Și putem face asta nu doar în cazul de educație, dar putem
așa cum au primit dată de cunoaștere, ci ca unui proiect pe care îl avem acum recent, care se adresează adulților, de-a dată tinerilor, rom, adică practic vorbim de discriminare pozitivă. Sunt mai multe criterii, să le spunem, pe care ceilalți nu le trag la tine într-un mod discriminator. Și aici putem, indiferent de discriminare, că e vorba de educație, că e vorba de acces pe piața muncii sau de sănătate, putem să ajutăm. Avem un e-mail, ne găsiți adresa de e-mail pe site, de gen.ro, și vă putem ajuta. Super, super! Mulțumesc frumos, Cezara, că ai fost cu noi. Spune-ne un mesaj pentru tinerii rom și totodată și din comunitatea LGBT. Un mesaj venit de la voi, către noi. Aș începe prin a vă spune care e personal. Pentru mine cea mai mare problemă cu școala în ziua de azi. E faptul că nu ne ajută să... Și nu te ajută atât de zi, pentru că nici eu când am fost la școală, să avem o stimă de sine ridicată și să ne simțim bine în pielea noastră. Necesită o luptă personală, în general, foarte puternică pentru fiecare dintre noi, să ne simțim bine în pielea noastră. Și atunci, pentru mine, mesajul ăsta e. Avem toți o piele, hai să ne bucurăm de ea, să fim bucuri de ea și, de asemenea, să și vedem ce putem să facem, astfel încât să-i ajutăm și pe cei din jurul nostru și să ne creăm o comunitate din ce în ce mai mare și să ne facem o voce cât mai auzită. Rom LGBT, LGBT și aliați. Pentru că și aliații sunt extrem de importanți. Clar, clar. Mulțumesc frumos că ai venit online la două cu peze negre. Îți mulțumesc frumos. Eu vă mulțumesc mult de invitație, să știți că abia aștept să vin în studio cu voi, pentru că vreau și parte de... Clar, clar, te așteptăm cu mare drag. O să treacă și perioada asta mai puțin plăcută și o să ne vedem cu toți în curând. Îți mulțumesc frumos în toată că ai fost alături de noi. Te pupăcesc, o seară bună, să ai în continuare. În continuare, avem un moment artistic, partea Norvina, Norvinei, o valit așa puțin. E vorba de un moment cu impact emoțional de mare calitate, să zicem așa, cu mare impact. Haideți să vedem despre ce e vorba. Norvina, momentul tău, te rog. Nu vreau să stau alături.
și degeaba de la cani. Talismani, e lume bună de băieți barabii. Că sunt scumpărate de la nu poate să vezi în jur. Eu știu ce vreau și ceva. Ce vreau și mei? Te sunt barabații, așa vreau să vezi un har. Vine la mare, stau cu tine la soare. Ne iubim pe nisipul fierbinte. Nu mai sunt o fată cu mine. Iubitele, cum e în carantină? Bine, am ieșit din carantină. Cum a fost în carantină? Păi am avut timp să fac, să lucrez la ce voi face în viitor, când voi ieși din carantină. Și mi-a prins, pot spune, într-un anumit fel, dar mi-a șins. Dar mi-a șins pe pur și simplu, pentru că nu m-am putut vedea cu prietenii mei, n-am putut ieși. Și încă nu se poate, pentru că nu sunt deschise terasele, dar pe 1 iunie se vor deschide și de-abia aștept să ieșim de la o bere și să ne înțăm. Și dacă nu vreau să ne sincer, pentru mine carantina a fost, cred că, cea mai bună perioadă de mult timp încoace. Un motiv super mișto pentru care carantina a fost o perioadă bună este că s-a născut două pupuze negre. Da. Adică, cine știe, bă, dacă nu era carantina? Așa e! Așa că mulțumim Corona. Altul motiv pentru care mi-a plăcut extrem de mult în această perioadă e că efectiv am primit bani ca să sunt deja la acasă. O, da, asta e cea mai bună treabă. Lăsăm o parte toate deciziile și toate astea. Da. Sincer, eu prefer să primesc totul dintr-o perspectivă mai productivă. Cum am spus, a fost o perioadă extrem de productivă pentru mine. Am evoluat pe partea personală super mult, am petrecut extrem de mult timp cu prietenul meu. Și da, per total pot să zic că chiar mi-a plăcut. A fost ca o vacanță, așa. Am fost liber la mare, doar ca la mine, în garsonieră. La proastă la fel de frumos. Liberă în garsonieră. Exact. Andreea, la tine cum a fost carantina? A fost foarte multă relaxare, doar când vreau să vreau și unde știu cum ne uitam mereu propria declarație. Și? De când te duci tot broa, merda? Nu, te vede cu minți. Când ne-au văzut, a zis, lasă-le săraci. E bine. Vreau să discutăm puțin de comunitatea LGBT, să-mi spuneți în opinia voastră dacă în comunitate este vorba la floricii ca dansatoare, să fie pace la noi în comunitate. Da, păi tu de ce crezi, Iani? Deși mai departe am spus că trebuie totul dintr-o perspectivă mai pozitivă, sunt într-adevăr și câteva lucruri care nu sunt adevărate. Spune două lucruri care sunt pozitive și două lucruri negative. O să spun ceva negative ca să termină cu pozitivitate. Rasismul și discriminarea între toți membrii comunității, indiferent de rasă, cum te identifici ca, nu știu, identitate de gen, orientare, indiferent, există o ură nejustificată și fără niciun motiv între noi și recunosc și mie am așa o pică și o persoană am pică față de unele persoane din comunitate, n-am oricine probabil este în postura mea, unele cu motiv, dar o altă pică fără, dar asta este, deci asta e un lucru negativ în care din păcate recunosc și eu
aduc un plus la acest lucru negativ, din păcate. Un alt lucru negativ al comunității aș spune că e frica. Frica de noi înșine, în primul rând, pentru că dacă nu ne acceptăm noi, ca noi dintre noi și eu, dacă nu mă accept pe mine, ce pretenții am de la tare sau celălalt? Adică, pe bune. Așa este, ai perfect dreptate. Deci frica. Și zi-mi-le pe alea pozitive, te rog, haide. Da, că ne certăm, că ne urâm, că ne zburcăm de la spate, până la urmă sunt toți o familie. Asta e cel mai important lucru, pentru că dacă ne uităm la persoanele hetero sau whatever, da, sunt toți grămadă acolo, dar nu suntem o familie. Adică, deși, cum am spus mai devreme, chestiile alea de ne mai urâm, ne mai certăm, ne mai dorfim, când se întâmplă ceva, serios, suntem toți acolo, aproape toți, dar suntem în direcția pământ. Exact, suntem uniți. La greu chiar ne putem ajuta unii pe alții, putem conta unii pe alții. Și un alt lucru extrem de pozitiv, când mă gândesc la comunitatea noastră, este faptul că suntem extrem de creativi, suntem extrem de iubitori și ne place viața, pentru că știm că clipurile frumoase nu sunt dese pentru noi și dacă se întâmplă, sunt descurt odată, pentru că bum, ne lovește un hetero pe stradă la propriu și la figurat. Așa că trăim fiecare moment ca și cum ar fi ultimul și vrem să o profităm de tine. Asta se pare, da. Așa e. Mulțumesc. Părerea mea este că oamenii hetero, oamenii din România care nu au de-a face cu persoane în comunitate, sunt speriați de ceva nou, nu știu la ce aștepte, nu știu cum sunt persoanele ca noi și acționează cu frică, cu crueltate, cu violență, de acest motiv, pentru că nu știu ce se întâmplă și nu știu dacă persoana aia este o persoană bună sau persoana rea, doar pentru că au alte referințe și alte se manifestă altfel de față de ei. Așa este. Și cum a zis și Ane, partea bună este că toți suntem o familie, toți ne iubim, chiar dacă ne certăm, dacă unul vine pe și ceva, toți suntem acolo pentru persoana aia, chiar dacă nu ne place de persoana aia și nu ne înțelegem bine, ne susținem. Da, și asta este dacă e foarte frumos. Așa este. O să spun un lucru pozitiv, un lucru negativ de comunitatea LGBT+. Un lucru pozitiv este că, cum văd eu comunitatea, suntem frumoși, mă. Bă, dar suntem frumoși, dar naiba, adică toată comunitatea e frumoasă. Da, bun, fete, băieți, de toată, deci cum măi, regia, lasă-mă să vorbesc, că dacă îmi faci așa cu mâna, mă pierd în continuu, da? Haide, să ne controlăm, da? Bun. Iar un lucru negativ este, vis-a-vis de comunitatea LGBT, că nu ducem lucrurile până la capăt. Uneori, când începem o luptă, când vrem să facem ceva, ne oprim la jumătate. Nu știu dacă doar la noi, dar eu asta am văzut în comunitate. Andreea, tu ai ceva? Da, depinde. Apropo de lupta care ai spus-o, mai înainte de toate ne gândim că noi suntem cine suntem, știi? De la jumătatea drumului nu avem benzină. Și atunci ce va trebui să se întâmple? Și din punctul ăsta? Staționăm. Efectiv staționăm și nu știm de ce staționăm. Așa este. Fetele, spuneți-ne de când, Iani, de tine e vorba, până vine am mai avut-o. O să-ți fac și ție din nou o mică introducere. Exact. Spune-ne despre tine, cum ai început dracul pentru tine? Am două variante. Pot am un start oficial și serios și unul neoficial și adevărat. Care vrei tu? Da, bă, ce, aveți voi grăbiță și voi... Deci, prima adevărată și reală, eu n-am sumat, eram în Iași, de acolo sunt, în clasa 10-a și se organizau gay parties de acolo uneori. Na, stai seama, niște clipuri la subsol, legoase, murdare, na, și noi tot de puteam. Vreau și noi momentul acela de fericire despre care spuneam. Și eram la această petrecere și deodată am văzut că vine o persoană, era uriașă, de 3 metri înălțime, cu niște stocuri, de 25 roți din latex, eram
Doamne, ce asta aici, fraților, eu am 15 ani acolo, știi, am rămas fascinat, eram șocat. Ca după să ajung într-un an să fiu amic foarte bun cu ea, o cheamă Julia, acum s-a lăsat de drag, nu mai face, nu se mai travestește, nu mai nimic, pentru că ea niște probleme personale, dar o cântăște. Și am zis, băi, ce mișto. Și asta a fost primul meu contact cu lumea drag, cu lumea travestiților. Bineînțeles, să mai știam de la televizor toate prostiile pe care ne prezenta mass media și nu... Aveam așa un... Deși făceam parte din comunitate, tot ce vedeam la televizor mă făceau să mă simt dezgustat, inclusiv față pe mine. Dar văzând-o pe ea în persoană și interacționând cu ea, mi-am dat seama un pe ce creatură mișto. Cât tupeu și curaj are, pentru că ea ieșea nu la Uber-ul taxiului, mi-a dat pe jos de acasă până la club, îmbrăcate în femeie cu tocuri cu... și nu era cea mai feminină persoană, dar că te dai seama de la 20 de metri. Deci avea da, și asta m-a admirat, dar excelent de mult pentru că eu nu aveam. De mine duceam lipsă. Și apoi partea oficială și serioasă m-am apucat în decembrie, înainte de al doilea bal, am zis hai că acum nu se mai poate, trebuie să mă țin stres de treabă. Ne-am cumpărat toate perucile mele ca cât am. Oricum, ești foarte bine așa și peruca asta roz, lungă așa, atât de tu într-o mușină ea. Nu mai știu, că mă... Cum vedem într-o dată din afară. Clar. Norbina, spune ceva despre tine pentru lumea care deja puțin te-a cunoscut. Spune-ne așa repejor, cum a început dracuile la tine? Cum a început. Cred că m-am instalat de la o spun din nou. Eu sunt mai tânăr, față de voi, cred că v-am dat seama de asta. Și fiind mai tânăr și tehnologia asta ne-a acaparat pe toți și tot acum este online. Și așa am descoperit și lumea asta a dragului pe YouTube. Am descoperit un episod dintr-un emisiune TV care are numai dragons. Și prima dată m-am uitat și am zis, ce sunt frate? Și zic, de ce dispar femeile, de ce apar bărbații ăștia? Eram atât de confuz pentru că nu știam ce se întâmplă. Și apoi mi-am dat seama și am zis, wow, cât de tare chestia asta. Și ușor, ușor am început să o fac și eu. Și cred că de când eram mic știam că vreau să fac asta, chiar dacă nu știam ce este. Tot îmi puneam ochii pe mine, tot îmi puneam un bosot în cap și făceam stripit la bar cu bosot pe mine, în curte. Gen, mereu am fost feminin și mereu am vrut să... îmi exteriorizez partea asta feminină și mă bucur că am ajuns să o fac cum vreau eu și când vreau eu și că o am pe soarea mea și că... Și pe voi, normal. Dar zic de anii pentru că cu ei m-am apucat ca lumea și ei m-a ajutat foarte mult de fiecare dată când am avut un eveniment, a fost lângă mine și m-a ajutat cu locul, cu umeca, cu o perucă, mereu mi-a fost alături. A fost ca o soră. Ca o soră, ca o soră și chiar este soarea mea. Nu trebuie neapărat să fie din naștere, să fie de sânge ca să fie sora ta cu adevărat. Eu nu mă înțeleg bine cu familia și mă înțeleg mai bine cu prietenii. Deci am chimia mai mare cu prietenii decât cu familia. Cred că unii dintre problemele ta în seara asta. Deci nu cred că e vorba să fie doar de sânge, sora. Normal, normal, e clar. Pentru că și că mulți din comunitate nu sunt motiv familiei, pentru că familia nu acceptă și ajung să fie desafară din casă sau să ne învăță cu ei. Și e foarte trist. Dar cu toate astea, ajunge să avem o familie, să avem o familie și creată și făcută de noi, cu cine ne urmează chimia. Și asta mi se pare foarte frumos. Așa este și cred că cine te iubește ar trebui să te accepte. Adică eu știu o singură treabă. Păi frate, dacă o mamă a crescut un copil, eu am mai spus-o asta acum ceva timp, tot așa online sau într-o înregistrare, cine te iubește, te acceptă așa cum ești. Adică eu am un copil, da, îl cresc de la 0 ani, de la prima zi până la 14 ani, la 8-16 ani, văd că are altă inclinație sexuală și îl dau la o parte, gata, nu mai ești copilul meu din ziua de zi. Cum poți să faci asta? Cum poți să spui că iubești omul ăla care a ieșit din tine? Despre ce vorbim? Deci, haideți să... Ce înseamnă de fapt iubirea? Se termină într-o zi iubirea așa, brusc, pentru că îmi place altceva? Nu omorâm, nu facem nimic rău, da? Doar ne place altceva. Și dacă ar fi pe la urmă să facem un păcat, că se mai aude treaba asta, ori facem păcate, ne asumăm noi păcatul noi, pentru noi trebuie să vi asumați voi păcatele noastre. Deci despre ce vorbim? Bun, am un mesaj pe rău. Te rog, spune. Și până la urmă, tu ca părinte, nu se cere lăptarea de care ai găsit 16 ani. Ai investit atât, eu știu, de aia, mă rog, din casă, după ce investiția asta?
fi și prieteni, așa că ți-e bine. Ajungeți la prieteni și aveți nevoie de ajutor. Că vă bune! Așa este, așa este. Întoarce la ta. Exact, exact, exact. Și am un mesaj pentru telespectatorii care se uită la noi. Dacă vreți să ajungeți la două cupe de negre în platou, dați-ne mesaje pe pagina noastră de Facebook, două cupe de negre. Dați-ne acolo, descrieți-vă povestea voastră, dar nu numai poveste. Poate vreți să faceți un moment artistic, sunteți talentați. Noi încurajăm artiștii, încurajăm, deci vrem să o vedem aici, da? Bun, vă mulțumesc frumos că ați stat cu noi până la orele astea târzie de noapte, însă nu vă băgați la somn că mai avem, da? Bun, haideți să o ascultăm pe Andreea Lopescu. Ce faci. Noi așa, dragilor, mulțumim invitațiilor noștri, Norvina, și vă mulțumesc, Iani, Lopez, haideți, vă pupăcim și genericul și vă urăm o seară bună și vise plăcute!